Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumim că sunteți alături de noi în studioul PS News. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Am structurat interviul de astăzi pe mai multe domenii, pe mai multe zone. Prima dintre ele aș începe cu activitatea PNL-ului, acolo unde aveți un rol important. Aș vrea să vorbim despre organizațiile teritoriale. Acolo unde, pe lângă faptul că există această problemă a fuziunii cu garda veche a PNL-ului, probabil că vă așteptați să luați rezultate foarte bune la anul, la alegerile locale, care să poată potența ulterior poziția partidului la alegerile generale. Astăzi, când vorbim, chiar dacă nu este relevant așa de puternic cât să se vadă cu ochiul liber, Partidul Național Liberal are două proiecte. Are un proiect politic intern și un proiect politic extern. Proiectul politic intern se referă exact la ce a spus dumneavoastră, la organizarea în teritoriu și pregătirea pentru alegerile locale. Proiectul extern înseamnă viitorul act de guvernare și pregătirea Partidului Național pentru actul de guvernare care va fi după 2016, zic eu, cel mai târziu. Astăzi, la ședința Biroului Permanent Național, am discutat despre proiectul intern și pot să vă spun în premieră că săptămâna asta vom stabili pentru următoarele 19 filiale, sondaje la nivelul municipiului reședință de județ. O să am cu domnul Blaga o întâlnire mâine pe casele de sondaj agreate, pe care trebuie să le agreăm și pe formularele de întrebări și analize sociologice care trebuie făcute, astfel încât să avem cei mai buni candidați în municipiile reședință de județ și să-i putem identifica până cel mai târziu la sfârșitul anului 2015. Acum, dacă tot am mers pe organizațiile din teritoriu, există unele unde fuziunea asta a mers mai greu și unde s-a lăsat un pic cu scandal. Vă pot da un exemplu clar, e public la Cluj, unde un lider din garda veche a PNL-ului, domnul Setecan, nu se prea înțelege cu garda veche din PDL-ul vechi. Cum gestionați astfel de situații și cât de dese sunt ele și în alte județe față de cele de care noi știm public? N-ar fi corect și n-ar fi nici benefic să le spunem supreși aceste neînțelegeri la nivelul unor filiale județene și, sincer să fiu, era de așteptat să apară astfel de neînțelegeri, având în vedere că foarte mult timp am fost competitori în plan politic. La Cluj o situație mai specială. Sunt convins că vom găsi varianta cea mai bună acolo și vom rezolva problema, pentru că e în interesul nostru și în Ardeal, în general, trebuie să rezolvăm prima dată problemele, pentru că acolo avem un bazin electoral foarte mare și e păcat să-l pierdem datorită luptelor noastre interne. Înțeleg. Peste incidentul Teodor Atanasiu, stenogramele în care vorbea nu tocmai laudativ la adresa noilor colegi din vechiul PDL, s-a trecut ușor în ce unii spun că au fost cam prea puțin sancționat, să spunem așa, acel discurs. Multe lucruri au fost scoase din context acolo, atunci când am avut discuția în interior, s-au lămurit aceste lucruri și eu cred că am depășit momentul și s-a și văzut că am depășit momentul. Recomandarea este să ne abținem, că tot suntem împinși la niște declarații așa mai tăioase, dar nu cred că ne fac bine aceste lucruri. Înțeleg. Vineri, după masă, înțeleg că ați avut o întâlnire cu deputatul Buican și cu un posibil candidat la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, e vorba de Mircea Vădău. Dânsul are ceva, mă refer la Mircea Vâlcea, are ceva probleme penale, da? Chiar A o avut ceva condamnare probleme. definitivă. A avut ceva probleme. Cum dă această posibilă candidatură pentru PNL în contextul în care unul din principalele argumente față în opoziție ale PNL-ului față de Victor Ponta au fost exact aceste probleme penale? Vedeți, electoratul liberal diferă total de electoratul social-democrat, sau cel puțin așa se vede. Electoratul liberal vrea să fie sedus. Dacă ar fi după statutul nostru, dacă ar fi fost după statutul nostru, domnul Dragnea nu candida la președinția partidului, pentru că nu e statut,
cel care are o condamnare în primă instanță este suspendat din calitatea de membru. În același timp, n-aș vrea să fiu mai catolic decât papa. Am avut discuția asta, recunosc. Domnul Mircea Buteau a fost condamnat și a ispășit pedeapsa, a trecut de perioada de probă. Eu vă spun doar ce scrie în statut. Un membru de partid care este condamnat pentru orice faptă, săvârșită cu intenție, nu numai pentru faptele de corupție, își pierde automat calitatea de membru, poate reveni în partid cu acordul organizației locale după ce trece și perioada de probă. Știți, după fiecare condamnare, instanța spune că mai este într-o perioadă de probă de câteva ani de zile. Domnul Mircea Cutău are un an de când a terminat perioada de probă. Am discutat acest lucru, e o problemă delicată pentru noi, am discutat cu filiala și cu președintele de filială, ne-au arătat niște sondaje și acolo publicul, cetățenii din Vâlcea, îl doresc pe domnul Mircea Cutău în calitate de primar, sau cel puțin așa spun sondajele. Centru a recomandat multă atenție la astfel de asumări, dar până la urmă va fi o decizie a filialei pentru că respectă statutul. Da, poate fi un risc pentru partid în eventualitatea unor atacuri electorale, ceea ce îi se întâmplă dânsului pe plan local. Sigur, el poate fi o persoană cu notorietate și dorită acolo, dar la nivel central, imaginea dânsului ar putea fi folosită în alte părți, în alte zone, nu? Ca să lovească Riscul în va fi partid. față de electoratul nostru, nu față de adversarii Exact. politici, pentru că față de adversarii politici, sau în comparație cu adversarii politici, noi avem cel mai revoluționar statut. Dacă la UNPR se vorbește de prezumția de nevinovăție și abia când e o condamnare definitivă discutăm de neapartenență la partid, la PNL e suficient să fii trimis în judecată și să-ți pierzi funcțiile politice, tocmai pentru că avem un electorat mai sofisticat, unul care vrea să fie sedus și prin programele de guvernare, deci prin atitudinea ta politică. Dacă ar fi să rămânem tot la municipii, să ne mutăm mai la centru, Bucureștiu, arestarea lui Sorin Oprescu, credeți că a ușurat un pic drumul unui viitor candidat PNL în vederea câștigării primăriei capitalei? Sunt multe voci care spun că da, din punctul meu de vedere, nu. Era ușor de jucat cu un competitor care avea multe nerealizări și care era asumat de o zonă politică, adică de PSD. Abia acum competiția e de la zero, ca să spun așa, egală pentru toți competitorii și cred că va câștiga candidatul care va avea atât suportul politic necesar, cât și un program pentru bucureșteni. La noi se detașează din cei patru care s-au înscris și în premieră am vorbit cu președintele București, domnul Atanasiu, astăzi a semnat contractul pentru București, pentru sondajul de opinie, un sondaj foarte amplu pe București, dar din ce s-a văzut până acum, s-a detașat un candidat, cred că la dumneavoastră, Lucian Bușescu. A avut un pas înainte și a asumat mai mult decât ceilalți. Dar vedeți ce ne spune Bun, sondajul. asta apropo de pasul făcut înainte, există tot la PNL niște candidați. Nu ați spus nimic oficial, nici pe sectoare, nici pe București, de asta vă spun, există niște candidați care se pare că au furat startul și au asumat acest lucru, pe la sectoare cel puțin. La 4, domnul Rogin, am văzut că este ca și în campanie electorală, La la 5, 6, la 5, la la 2. 5, da, am văzut oameni care sunt ca Și și toți sunt stângile și tineri. comportamente. Acum să vedem cum îi primește și publicul bucureștean, cetățenii din București, pentru că am dat drumul la sondaj și vom măsura nu numai cum se poziționează candidații între ei și față de actualul primar de sector, dar și ce părere au bucureștenii despre viitorul posibil primar, dar și față de problemele cu care se confruntă zi de zi. Dar nu e posibil ca sondajele să vină și cu niște surprize și atunci Adevăr? acești oameni care au furat startul de care vorbeam să se trezească, dați deoparte până la urmă cu argumente? Tocmai de-aia și din acest motiv am hotărât astăzi urgentarea acestor sondaje, astfel încât să avem timp să ne calibrăm, adică să vedem
Cine este văzut ca posibil candidat serios în lupta pentru scaunul de primar de către cetățeni și cine nu are această șansă? Personajul Popescu Piedone, cum îl vedeți? Ca o nucă grea dacă ar merge la primăria capitalei sau ca o nucă grea dacă rămâne la sectorul 4? Analize este un candidat care stă foarte bine în sondaje. Nu vreau să fac mai multe comentarii despre, deocamdată despre adversarii noștri politici. Am înțeles. Atunci vă propun să ne mutăm către o altă parte a interviului și anume chestiunile legate de guvernare. Prima și cea mai importantă întrebare. Mulți au gândit că parcă PNL-ul din exterior, cel puțin, nu pare pregătit să intre la guvernare sau poate nu-și dorește să intre la guvernare. Și spun asta în contextul în care inclusiv moțiunea care tocmai a picat în Parlament, au fost foarte multe voci despre, care au spus despre ea că ar fi fost scrisă poate un pic gazetărește și mai puțin pragmatic, poate că n-a fost dublată cu niște negocieri mai serioase pentru a se putea și da jos guvernul. Noastră, cum vedeți lucrurile? Încep cu o concluzie și formă de detalii. Nu cred că a fost pregătit vreun partid pentru guvernare mai bine ca PNL-ul azi și un om pentru funcția de prim-ministru ca Predoiu astăzi. Gândiți-vă că din luna octombrie Partidul Național Liberal lucrează la programul de guvernare, iar domnul Predoiu conduce Deci Comisia îl vedeți în continuare pe Cătălin Predoiu unica variantă din partea categoric. PNL-ului, nu luați în calcul o altă variantă Categoric. contextuală a unui membru PNL în locul său. Categoric da, și nu pentru că e scris într-un document politic al celor două foste partide, ci pentru că se pregătește pentru această candidatură. Ar fi păcat să dai la o parte un om care de un an de zile muncește pentru acest proiect și muncește bine. Astăzi am prezentat în Biroul Permanent Național deplasările comisiilor de specialitate în teritoriu pentru a explica atât membrilor noștri, dar și celor interesați, care este viziunea noastră despre guvernare și care este proiectul nostru apropo de guvernare. Revenind la întrebare, tot astăzi am spus colegilor mei. Știți, după alegerile prezidențiale a fost o euforie generală și mai toți credeam că e o chestiune de zile până va fi schimbat guvernul Ponta. Asta ne doream. Și era starea de spirit creată. S-a văzut că nu a fost așa, iar în martie sau la sfârșitul februarie, începutul martie, într-un interviu eu am spus că e greu pentru Partidul Național Liberal să ajungă la guvernare în contextul actual, pentru că în Parlament s-au făcut două tabere, o majoritate care vota împotriva cererilor DNA de consistență minte, când erau cazurile celebre cu parlamentari, și o minoritate care vota pentru. Din momentul formării naturale a celor două grupuri, una majoritară și una minoritară, mi-am dat seama că e foarte greu să schimbe majoritatea. Mai departe, gândiți-vă că încă UNPR-ul nu s-a hotărât cum candidează. E greu să cred că un partid ar vota ca UNPR-ul ar vota împotriva PSD-ului atâta timp cât el nu știe cum candidează pe liste proprii sau pe liste comune cu PSD-ul. Motiv pentru care cine crede că forma în care ar fi putut fi scrisă o moțiune de cenzură era esențială în vot, părerea mea, că se șala marnic. Introducerea moțiunii, ultimii moțiuni de cenzură, a fost făcută mai ales pentru a separa apele, dacă doriți. Era un subiect, după părerea mea, de interes național, iar față de acel subiect de interes național, partidele s-au poziționat. Ne așteptam, dar vroiam să fie această poziționare mai clară, tocmai ca să nu fim tot timpul acuzați că nu știu ce nu facem și că nu pregătim moțiunile de cenzură. Indiferent ce am fi promis, indiferent cum am fi scris acea moțiune de cenzură, sunt convins că o trece. Bun, acum, Pe motivele care bine am spus. rămânând în zona în care se poate da jos guvernul, cât de mult este PNL-ul dispus să-i ofere lui Gabriel Oprea, care este totuși omul cheie astăzi? Prezent la noi în studio, recent, copreședintele Vasile Blaga a părut destul de deschis la o astfel de negociere. Noastră, cum vedeți lucrurile? Păi nu,
cred că un partid politic astăzi în România, așa cum este așezat și chiar o politică, își poate permite să spună că nu negociază cu nimeni. Nu cred că e un partid politic din România care poate să spună cu siguranță că face 50% singur ca să poată să formeze singur guvernul. Deci, categoric, și Partidul Național Liberal va negocia cu alte formațiuni politice pentru formarea unei majorități, însă pe principiile guvernării sale, liberale. Adică mai palpabil discutăm. Mai palpabil discut, mai puțin este poate important. Poate să rămână un nou guvern pe care PNL-ul ar face dacă îl reușește prin intermediul partidului său să-l dea jos pe Ponta? Categoric. Încă o dată, nu puteți face o majoritate singură. Contează, să știți că nu am auzit discuția asta, mai puțin sunt importante pozițiile, adică numărul de portofolii ministeriale, ci mai degrabă e important proiectul guvernării, programul guvernării și principiile guvernării. La asta eu cred că nu vom putea ceda. Apropo de portofolii, v-am văzut de pe toate rândul că n-ați exclus ideea de a intra totuși într-un guvern, poate ca ministru de interne, excluzând totodată, scoțând de fapt în față ideea că un alt candidat pe care presa l-a dat ca favorit, Vasile Blaga, n-ar fi interesat de acest minister. Pot să vă spun cu certitudine următorul lucru. Viitorii miniștri ai cabinetului Predoiu trebuie să îndeplinească două condiții. O condiție ține de integritate, iar a doua condiție ține de pregătirea lui profesional. Și pentru care mă abțin de la orice alt comentariu. Să înțeleg că din punctul dumneavoastră de vedere, totuși, și cred că sunteți pregătit pentru un post de ministru de interne. Sau vă vedeți în altă parte? Din punctul meu de vedere, având în vedere că am fost prefect, președinte Consiliului Județean, secretar de sala Ministerului de Interne pe comunități locale, pe dezvoltare locale și pe administrație, cred că sunt pregătit. Înțeles. Asta e părerea mea, trebuie să mai crede și alții. Legat de relația cu celelalte partide și în principal cu PSD-ul, care e un alt important jucător în momentul de față. Acolo tocmai s-a schimbat liderul, a venit Liviu Dragnea. Cum îl vedeți pe acesta față de Victor Ponta din punct de vedere al deschiderii către negociere, al colaborării sub o formă sau alta? Primul lucru care pot să spun este că Liviu Dragnea are o experiență în ceea ce privește organizarea unui partid mult mai mare decât Victor Ponta. Este un om care a mers pe toate structurile, știe ce înseamnă pregătirea și formarea unei echipe. Deci, din punctul de vedere, este un adversar mai redutabil. Menționa că el n-ar fi candidat, dacă era la Partidul Național Liberal, n-ar fi fost un candidat la președinția partidului dacă era la Partidul Național Liberal, pentru că, exact ce vă spuneam, statutul nostru nu i-ar fi permis acest lucru. Legat de cealaltă parte, PSD-ul este adversarul tradițional al Partidului Național Liberal, ei reprezintă stânga românească, nu dreapta românească, vor fi într-un continuu război între ghilimele. Înțeleg. Mie îmi place scenariul, așa că o să vă duc și dumneavoastră în zona asta puțin. Presupunem că pentru PSD-ul Liviu Dragnea și pentru Liviu Dragnea se întâmplă cel mai rău scenariu, în sensul că va urma o condamnare cu executare pentru el. Asta înseamnă, teoretic, că PSD-ul va intra în degringolată. Noul președinte, iată, dispare brusc, trebuie să se reorganizeze. Din punctul de vedere al PNL-ului, acest lucru ar putea să fie, să spunem, un moment operativ în care ar putea să racoleze niște parlamentari, să găsească o breșe, așa fel încât momentul respectiv să coincide cu schimbarea lui Victor Ponta prin schimbarea majorității în Parlament. V-ați gândit și la chestiunea asta? Eu am spus de la început, imediat după alegerile prezidențiale, că mi-aș dori alegeri anticipate, pentru că așa e firesc. Așa, într-o democrație autentică, așa s-ar fi întâmplat. Primul ministru ar fi depus demisia după un eșec, pentru că el a intrat într-o competiție și a pierdut. Iar alegerile anticipate ar fi rezolvat o problemă foarte importantă. După alegerile prezidențiale, guvernul n-a mai condus sau PSD-ul n-a mai guvernat cu fața spre oameni, a guvernat mai ales cu gândul să rămână la putere, pentru că picarea de la putere le-ar fi creat și le creează mari probleme în rândul structurilor de partid.
Deci cred că PSD-ul face tot ce omenește posibil să rămână la guvernare, măcar până la alegerile locale. Categoric că niciun partid nu ratează o ocazie de genul acesta când adversarul său politic este degringoladă. Nu știu dacă am fi luat parlamentar. Eu cred mai mult în instituții decât părerea domnului Dragnea. Deci mai repede cred într-o relație cu un partid care să facă o majoritate stabilă decât într-o relație cu două, trei persoane. Despre curățenia asta pe care o face DNA în ultima vreme, se pare că merge în tot spectrul politic, dar și la PNL au fost mulți politicieni loviți de acțiunile DNA-ului. Vă mai temeți că mai apar și alte nume, mai sunt alte persoane vizate? Am văzut că presa face speculații, inclusiv cu dosare în interiorul cărora s-ar găsi numele copreședinților PNL. Știți ce mă miră? Mesajul alegerilor prezidențiale, din punctul meu de vedere, a fost unul destul de clar. O nevoie a unei, nu neapărat schimbarea unor oameni politici, mai ales schimbarea unei abordări, schimbarea abordării politice, schimbarea modului în care s-a făcut politică până la acest moment. Din păcate, partidele politice n-au făcut sau nu fac o reformă autentică la nivelul ăla, la nivelul partidelor politice. PNL-ul e singurul partid care a făcut pași, nu radicali, mai avem și noi mult de lucru. Prin votarea acestui statut, la noi problemele de integritate au devenit probleme, cum să spun eu, eliminatorii. Adică cine are probleme cu justiția trebuie să facă un pas în spate. Și trebuie să admitem că cel care face cea mai bună sau cea mai puternică reformă în clasa politică, deocamdată e DNA-ul. Cu regret o spun, dar asta e realitatea. Totuși, apropo de modul în care o face DNA-ul, există astăzi instrumentate dosare cu fapte din 2005, 2007, 2008, foarte vechi. Credeți că poate ar fi fost mai corect, mai normal să se decidă un moment zero și de acolo să se înceapă această luptă în forță cu corupția, sau e normal să iei lucrurile atât de din urmă, să spunem așa? Eu cred că momentul zero de care se vorbește foarte mult în societate și în viața publică va veni la momentul oportun. Va apărea el, nu trebuie să fie Important cine nevoie. mai rămâne să prindă acel moment zero, nu credeți? Păi, probabil că vor rămâne aia care n-aprește. Și atunci pentru ei ideea unui moment zero oricum este inutilă, nu? V-am spus, eu cred că va apărea, fără să știm noi, va apărea momentul când trebuie, în acest Înțeles. moment. Nu trebuie să-l stabilim noi. Va apărea el. Și pentru ultima parte a interviului m-am gândit să discutăm un pic de relația PNL-ului cu președintele Iohannis. Îmi amintesc că în campanie era un fel de bancă, o vorbă așa mai răutăcioasă din partea unora, când o să iasă, sau dacă o să iasă Iohannis președinte, să vezi cei doi oameni din spatele lui, rectele noastră și Vasile Blaga, că vor face coadă și cine va intra primul, va reuși să primească o audiență, va fi într-adevăr foarte tare. Cum funcționează relația? Aveți dialog sau președintele v-a pus așa la respect? Pot să vă spun altceva. Ați fost atent la discursul președintelui de la începutul anului universitar și la întâlnirea pe sănătate? În Da, programul politic al candidatului la președinția României au fost două teme principale: poziționarea față de educație și față de sănătate, considerate esențiale pentru dezvoltarea societății românești. În anul două discursuri am vorbit de platforma de la Cotroceni și că e nevoie de dialog, de dezbatere și de consens pe două subiecte importante. Deci, în comparație cu președinții care am avut până la Klaus Iohannis, el nu a venit să ne spună ce ar trebui să facem și cum ar trebui să facem. El ne-a spus că trebuie să facem ceva, că timpul sau viața a dovedit că e nevoie de două proiecte majore, atât pe sănătate cât și pe educație, că e nevoie ca întreaga clasă politică și societate să participe la cele două proiecte și că la Cotroceni găsim platforma unde să existe această dezbatere, această negociere și, dacă vreți, judecător, în sensul de cel care
Arbitru. Arbitru, da, pentru cele două proiecte majore. Sunt convins că, sau mai exact, avem dialog cu președintele, nu e niciun secret, dar nu dialogul la care se poate închipui cineva ascuns. Nu. Atunci când vrem să discutăm, discutăm. Poate e Da, de important partea fără compromis. De cealaltă, exemplu, niciun caz o formare a majorității. am În înțeles. niciun caz. Da, de partea cealaltă, modelul pregătit de Traian Băsescu funcționează în sensul directivelor, indicațiilor venite de la Exact, Cotroceni e către exact ce vă dumneavoastră. spuneam, nu? De niciun Și fel. chiar Nu așa sunt este, da. sugestii, nu e decât Nu, deschidere. nu. Partidul are viața lui, președintele are prerogativele și atribuțiile lui, dar și obligațiile lui față de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult Eu pentru vă mulțumesc. interviul acordat, domnul președinte, și vă mai așteptăm cu drag. Cu mare drag și eu.